Oana întreabă, cum îi putem ajuta pe copiii noștri în primii 7 ani de viață să nu preia programe nefolositoare de la grădiniță, alți copii, societate? Îi putem proteja în vreun fel? Da, unul la mână este să scoatem televizorul din casă. Este prima și cea mai simplă metodă, pentru că în momentul în care televizorul merge pe pilot automat acolo, în fundal rulează și reclame care sunt cu conținut, cu un mare conținut de programare, pentru că scopul reclamelor este să ne facă să cumpărăm diverse lucruri și să ne facă să credem diverse lucruri, ca de exemplu că după o anumită vârstă avem nevoie de creme sau de la un anumit timp avem nevoie de nu știu ce soluții ca să ne îndesim părul sau nu știu care soluție scoate petele mai bine decât soluția lui bunica și așa mai departe. Și o grămadă de multă programare se face prin mass media, mai ales în primii 7 ani de viață, când de multe ori copilul este acasă, se joacă și invariabil zgomotele de fond intră în subconștientul lui. Iar dacă televizorul merge pe fundal, dacă la televizor se ceartă oameni, dacă la televizor sunt filme violente, acea energie pătrunde în subconștientul copilului. Al doilea, sau dacă ar fi după mine primul factor, este starea părinților, adică felul, viziunea lor despre viață, pentru că mi-am dat seama în încercarea mea de a-l proteja pe băiețelul meu de programe negative, a trebuit să învăț să tac. Că de foarte multe ori, în loc să spun o chestie pozitivă, îmi venea să spun o chestie de programare. Și am realizat că multe dintre lucrurile care îmi vine pe pilot automat să le spun sunt doar programe pe care le-am preluat și pe măsură ce mă abțineam în a le transmite lui, le curățam și de la mine. Să zicem, dacă tendința mea era iarna să-i spun nu ieși afară fără căciulă pentru că o să răcești, mi-am dat seama la un moment dat că stai, de asta poate e programul meu. Astfel încât mă abțineam să-i spun lucrul ăsta, lăsam pe el să aleagă dacă preferă cu căciulă sau fără căciulă, lucru care a generat o imunitate mult mai bună la el decât dacă probabil l-aș fi folit după programele mele vechi. Pe de altă parte, programele de genul trebuie să mănânci 3 mese pe zi sau trebuie să... La fel, sunt programe și atunci, ca părinte, e foarte important să fiu conștient că tot ceea ce spun devine literă de lege, este adevărul pentru persoanele care sunt până la 7 ani. Și nu mă refer aici doar la băiețelul meu, ci mă refer și la prietenii lui. Și atunci un următor aspect este cu cine își petrece timpul. Și aici este relevant dacă ai putea alege părinți conștienți și familii conștiente cu care copilul tău să-și petreacă timpul. Deci care să fie la fel de responsabile cu acest aspect de programare. Iar în al patrulea rând, vis-a-vis de faptul că merge la grădiniță, să alege o educatoare care este și ea conștientă despre aceste lucruri de programare. Iar dacă nu este conștientă, măcar să fie o persoană educabilă, care să primească, să înțeleagă că programarea are loc în primii 7 ani de viață. Deci sunt foarte multe alegeri și să nu fii dispusă să faci compromisuri de dragul confortului. Câteodată poate să trebuiască să, între ghilimele, să te cerți cu educatoarea pentru o prostie pe care educatoarea a spus-o și nu doar să îi spunem copilului fă așa pentru că așa zice educatoarea. Și să învățăm să ne ascultăm copiii mai mult decât ascultăm de adulții din prejur, iar în momentul în care îi ascultăm pe adulți, să vedem dacă spațiul din care vin ei nu este cumva tot un program care s-ar putea să n-aibă nicio legătură cu adevărul. Bun.